Nu înțeleg ce zice fata asta. Vorbește frumos. Să știți că prea mult peste mine. Avem și noi staff aici, domnul Stamență vorbește cu cuvintele astea vulgare. Bă, frate, dar e posibil așa ceva? Ăsta îi zice lui iubita mea că vorbește de-am... Și unde cu balea în gură? Păi ce înseamnă asta? Bine, bă, mă, dar tu nu ești om, mă, ce-i cu tine? Ali, tu abține-te. Lasă-l pe el. Dar vă rog frumos. Bine, mă, că vin. Și asta o faci tu, aici, pentru că nu înțelegi niște lucruri, fată. Deci nu înțelegi niște lucruri. Uite, nu. Eu când am venit și am spus tuturor ceea ce am văzut pe Facebook. Așa. Uite, femeia au intrat ca să spună, să spună lucrurile, da? Așa. Și dacă noi ne-am dat cu părerea, pentru că asta e normal, nu să ne dăm. Avem voie. Da, așa, și de unde concluzia cu fraudă și cu... Dar cine a zis, băi, și chiar dacă o zis? Dacă femeia ar zis... Bă, omule, și eu puteam să-i spun, păi știi, mi-ai luat, dar mi-ai făcut șmedeți, dar nu fac... Lasă că femeia nu a zis că nu i-o dat bani, că i-o furat din casă, a zis că doar o luat din pușculița copilului, n-ai înțeles? Dar asta nu e fată. Femeia a zis că nu-i despre ce vorbim, te rog, vorbim de Afganistan și de frate. Afganistanul care nu-i nicări. Lasă-ne, frate. În Afganistan a fost. Afganistan a fost femeile naive de care și-au bătut joc și... Făcea ce vrea efectiv. Nu mai, de luat niciuna. Și tu ești una dintre ele. Pentru că el, te rog frumos. Deci te rog frumos să nu mai ridici tonul la mine. Ne-am înțeles? Să nu mai ridici tonul la mine, am zis. Deci nu mai ridica tonul la mine. Fii atent. Deci nu mai ridica tonul la mine că te... Dar nu mă faceți proastă, doamnă. Deci nu ridica, mă, fată, tonul la mine, t-auzi? Dar nu mă obligați pe mine cum să... Mă, fată, am zis să nu ridici tonul la mine. Dă-te încolo, mă. Băi, lasă tonul jos că te mâninc. Cu izmene, cu pantof, cu tot. Gata. Ia, doar încercați asta. Termin. Mă taci odată din gură, mă, că intru în tine, te-am bivol. Dar nu sunt educată, bă, dar ce mai cum ești, mă? Cum ești, mă? Calmează-te. Că asta încearcă să te instige. Stai calmă, calmează-te. Păi, mă, dar eu te tung pe cap și te pun zero aici, mă. Păi tu nu știi cu cine îți faci de lucru, mă, fată, te rog să termini, mă. Mă, mi-ai făcut și babă, dar mă, dar ce, are 3 ani? Gata. Fii atent că cu mine nu te joci. Deci fii atentă cu cine vorbești. Eu nu-s Cristi, iubitul tău. Deci să-ți fie clar. Și toate femeile care au fost jignite, ascultă aici, o lume întreagă o să audă, vei fi și tu exact ca ea. Ca celelalte 3 sau 2 sau 5. Asta rămâne de văzut. Pentru că sunt convins că mai sunt multe. Băi, eu am spus, eu știu că va fi ceva, pentru că eu am văzut că posta femeia și puteam să-mi dau seama că oricum aceste lucruri nu le citesc numai eu când îs afară. Și oamenii din staff și toată lumea citește lucrurile. Fără... Și... Mă înțeleg? Și știam că o să iasă la iveală și știam și că o să intre doamna în direct sau domnișoară sau ce e. Mă înțelegi? Vreau să-i împace. De-aia nu mă mișcă după scaun, că gândesc ei acum din... Vreau și niște apă. Vis-a-vis de armată. Ce armată? Tu auzi ce-o zis femeia aia? Că nu există. Eu pot să spun un lucru, că am insinuat și insinuez și în momentul de față acest lucru. De ce? Pentru că eu cunosc persoană foarte apropiată și nu vreau să dau nume, care există în acest sistem și, în general, oamenii din acest sistem nu se duc publici și... Exact, pentru că dar niciunul! Care nu-ți permit acest lucru. Și nu vorbești în fiecare zi despre asta. Nu vorbești... Despre ce să spui? Astea sunt lucruri pe care îți plicte personale pentru ei. Un lucru, cum se zice, la arhivă. Nu ce vrei tu. Ce ai făcut acolo. Și... El vorbește cu femeile, le jignește și el a fost în armată. Păi asta păi, e măie, conduită de armată. Nu să zici așa ceva, că eu îl mâncam cu izmene cu tot. Păi nu, tocmai, ca păi, să tocmai se vadă așa cine e. Lăsați-l, că de, după să ajunge la altceva. Păi, și eu nu vreau să fiu descalificată ca așa vrea el. Și să-i zboare așa niște dințișori, așa ca să fie bătrâne. Dacă eram afară, fiți sigură că se întâmplă asta. Aici există probă video, nu vreau să-mi risc. Da. Nu vreau să-mi risc libertatea pentru așa ceva. Ei asta vor, să ne instige. Nu suntem aici în jumătate. Noi suntem puternici, pe noi nu ne... Băi, eu sunt... Știi de ce mă țin calm în anumite situații? Pentru că știu de ce sunt în stare. Da, bine, dar nu poți, da, mă, dar nu poți întotdeauna să lași ritmul și jos. Și am copil acasă, în primul rând. Da. Dragoste fără secrete.